Vă salut, dragii mei! Sunt Elena Oprică și vă mulțumesc că urmăriți Descoperă Lumea TV. Experiența morții și lumea de dincolo. Ce vom vedea când vom muri și după? Există în momentul de față mii de relatări făcute de oameni de diferite religii, clase sociale și naționalități privind experiențele din preajma morții. Acestea ne pot ajuta să aruncăm o privire, fie ea și sumară, dincolo de limitele acestei lumi, pentru a înțelege ce este misterioasa lume de dincolo. Sunt oare aceste relatări doar simple viziuni ascunse și indiscrete, furate unei realități care nu ne este accesibilă până în pragul morții? Aflându-se în pragul morții, dar reușind să se salveze, fie printr-un miracol, fie datorită tehnicilor de reanimare moderne, acești reveniți care au trăit experiența morții iminente, întorcându-se nu cu o viziune a neantului, cum ar putea crede materialiștii, ci a unui altceva, clar întrevăzut și descris, ca o călătorie în altă lume, au văzut oare precum Orfeu intrarea în regatul morții? Tunelul luminii. Acest caz tipic este relatat în primul buletin al Asociației Internaționale pentru Studiul Stărilor ce apar în preajma morții. Domnul Ciurachi, aprod în justiție, a fost foarte grav accidentat pe o autostradă în clipa în care își pornea în mod imprudent mașina ce rămăsese în pană. Ca urmare a acestui șoc, el a rămas 7 ore în comă, trăind o experiență uluitoare. Iată ce a povestit mai târziu. Am avut o veritabilă viziune a morții, simțind la început o separare de propriul meu trup. Mi-am văzut corpul inert, apoi un fel de tunel în care eram atras fără a mă putea opune. La capătul acestui tunel strălucea o lumină foarte vie. Mi-am văzut viața derulându-se în întregime în fața ochilor, în secvențe extrem de rapide și am simțit dorința foarte intensă de a mă agăța de ea. Îmi este foarte clar acum că numai astfel am putut reveni din comă. O experiență trăită de 8 milioane de oameni. Aceste mărturisiri, rezervate altădată doar revistelor medicale specializate, ar fi rămas necunoscute marelui public fără opera doctorului Raymond Moody. Ele au fost prezentate într-o carte publicată în 1975, carte ce s-a bucurat de un imens succes. Publicată într-un tiraj de 3,5 milioane de exemplare și vândută în întreaga lume, cartea sa Viața de după moarte a jucat rolul unui revelator. Reacțiile au fost atât de intense și de numeroase, încât s-a aflat astfel că o proporție deloc neglijabilă a populației se confruntase cu asemenea experiențe tulburătoare, conform unui sondaj realizat în America în 1988, este vorba de 8 milioane de oameni. În plus, această experiență are un caracter general uman, indienii din Amazonia fiind și ei incluși în sondaj. Este de remarcat și independența de cultură, de nivel social, de inteligență și religie a persoanei care trăiește experiența. Algoritmul morții. Iată cum prezintă doctorul Moody fazele caracteristice fiecărei experiențe, faze care apar cel mai adesea în relatările celor ce au trecut la un pas de moarte. 1. Apare mai întâi un sentiment incredibil că ai murit. După un timp oarecare de confuzie, de cele mai multe ori însoțit de teamă, rănitul sau bolnavul realizează că este mort și imediat starea de teamă se transformă într-o fericire inexplicabilă. 2. Pacea și absența durerii. Chiar dacă a fost precedată de o durere,
Experiența aceasta este total nedureroasă. 3. Mortul are impresia că și-a părăsit corpul și că îl privește acum din exterior ca pe un lucru abandonat. Fenomen cunoscut în parapsihologie și sub denumirea de autoscopie. 4. Traversarea tunelului întunecat. Experimentatorul simte că străbate un tunel cufundat în obscuritate, la capătul căruia se află însă o lumină orbitoare. Acolo îl așteaptă ființe de lumină ce iradiază în jurul lor pace și bunăvoință. Aceștia sunt prietenii sau părinții decedați. 5. Întâlnirea cu însăși ființa supremă, sursă nesfârșită de iubire, compasiune și înțelegere. 6. Bilanțul vieții. Înainte de întoarcerea la viața obișnuită, îi se proiectează ca într-o străfulgerare, într-o succesiune accelerată, în secvențe viu colorate și tridimensionale, tot ceea ce a trăit încă de la naștere, ca și cum s-ar reactualiza într-o clipă toate experiențele esențiale trăite într-o viață spre a nu mai fi uitate niciodată. 7. Urcarea rapidă la cer. Ea se realizează în unele cazuri încă de la intrarea în tunel, fără derularea firului vieții. Este o senzație de ascensiune rapidă către o dimensiune superioară. 8. Întoarcerea în corpul fizic, adesea împotriva propriei dorințe. Experiența începutului de moarte este atât de fascinantă și de beatifică la unele ființe, mai ales la cele care au trăit o viață pură, încât ele nu mai doresc reîntoarcerea în planul fizic. Concluziile științei. Dacă doctorul Moody a făcut cunoscute întregii lumi experiențele empirice trăite în preajma morții, doctorul Kenneth Ring, profesor de psihologie la Universitatea din Connecticut, a fost primul care a întreprins o cercetare științifică aprofundată a acestora. Dincolo de diferențele ce apar uneori în descrierea fenomenelor produse în timpul agoniei, acestea exprimă întotdeauna, pentru cel ce le trăiește, așa numita experiență a substratului. În primul rând, Ring confirmă descoperirile lui Moody, sublinind extraordinara similitudine între descoperirile celor două cercetări. Pornind de la relatările a 102 persoane cu privire la stările trăite de acestea în agonie, dintre care 52 de bolnavi, 26 de accidentați și 24 cu tentative de sinucidere, el recapitulează diferitele stadii ale tranziției în lumea de dincolo ce cuprind. O senzație de bine, adesea extatică, de dublarea, perceperea uneia sau mai multor prezențe, o retrospectivă vizuală rapidă și clară a vieții trăite până atunci, apoi întoarcerea, deci reintegrarea în corpul fizic, ce se realizează uneori pătrunzând prin cap, alteori prin ombilic sau piept. Vedem deci că, în termeni ușor diferiți, de data aceasta științifici, aparținând domeniului psihologiei, sunt prezentate aceleași trăiri. Nu suntem cu toții egali în fața morții? Continuând cercetările, Ring obține în studiul său rezultate inedite. Conjuncturile și cauza care determină agonia ar putea schimba oare cu ceva scenariul trăirilor în preajma morții? Este totuși cert că accidentații trăiesc mai intens acea experiență a bilanțului vieții și că pentru sinucigași nu există tunel, nici lumină strălucitoare, nici prezențe benefice, nici pătrunderea într-o lume transcendentă de o frumusețe supranaturală, doar perceperea unei lumi întunecate, ostile, o lume de coșmar. Concluzia este evidentă și ea aparține tuturor religiilor.
sinuciderea este cel mai mare păcat. Ea nu pune capăt suferinței, ci mărește agonia deznădejdii după actul criminal. Continuându-și cercetările, Ring ajunge la concluzia că nu există clase de indivizi privilegiate înclinate predominant către aceste experiențe. Nici culoarea pielii, nici starea civilă nu influențează în vreun fel experiența. Ea poate surveni la orice vârstă și rămâne total independentă de credința religioasă sau de cunoașterea prealabilă a fenomenului. În statisticile efectuate în ultimii ani, se evidențiază faptul că cei care trăiesc aceste experiențe extraordinare sunt în marea lor majoritate printre aceia care nu au auzit niciodată de doctorul Moody. Acesta este un fapt explicabil, căci în ciuda succesului considerabil al cărților sale, există încă foarte mulți oameni care ignoră total acest subiect. O mare parte a studiilor este consacrată consecințelor, repercusiunilor intime pe care o asemenea experiență le exercită asupra celui care a trăit-o. Mai întâi, întrezărirea morții, deși poate părea curios, îl cheamă la viață pe cel ce a ajuns dincolo. Concluzia este totuși relativă, deoarece putem presupune că și cei care părăsesc definitiv planul fizic trec printr-o experiență asemănătoare și cu toate acestea nu se mai întorc, setea de viață stingându-li se. Un fapt sigur este însă acela că tuturor celor ce revin li se transformă fundamental modul de a privi viața. Un astfel de om devine din ce în ce mai înțelegător cu ceilalți, iar atitudinea sa în fața religiei se modifică radical. Chiar și cei mai sceptici se conving de existența unei realități esențiale ce poate fi numită Dumnezeu. Dispare total și sentimentul apartenenței la o religie anumită, însă credința în Dumnezeu devine mult mai fermă. Sentimentul fricii de Dumnezeu este sublimat într-o beatifică stare de recunoștință. În conștiința omului survin mult mai clar întrebările fundamentale ale existenței. De unde venim? Unde ne ducem? Cine suntem noi cu adevărat? Întrebări la care încep să întrezărească răspunsuri. Apare totodată o vădită detașare față de preocupările materialiste, față de dorința de a acumula bani sau bunuri. Gândurile unei ființe care a trăit o astfel de experiență devin mult mai elevate, cu o tendință permanentă de generalizare și universalizare. Relațiile cu ceilalți devin dominate de un spirit fratern și de compasiunea celui ce a văzut și dincolo de ceea ce ochii obișnuiți pot să vadă. Acesta este rezultatul unei evoluții spirituale cosmice mult accelerate și nu al unei banale schimbări a religiei. În orice caz, experiența vieții de după moarte este cel mai puternic antidot împotriva fricii de moarte. Ea poate fi asimilată într-o oarecare măsură unui vaccin psihologic. Cei ce trec printr-o astfel de experiență capătă cel mai adesea certitudinea că viața se continuă după moarte și, mai mult decât atât, ea continuă într-un mod extraordinar de frumos, fascinant, beatific. Eu nu mai percep moartea ca pe o anulare, ci ca pe o renaștere, a spus unul dintre ei. Moartea fizică îți permite să renaști pentru a cunoaște o viață mai senină. Aceasta nu înseamnă în niciun caz că experiența ar trebui încercată în mod deliberat prin sinucidere. Așa cum am arătat, consecințele ar fi dezastruoase. Singura deosebire în raport cu concluziile lui Moody este că niciuna dintre persoanele consultate de Ring nu a relatat că a întâlnit ființa de lumină.
Ring a conchis că această experiență post-mortem trebuie să fie cu totul excepțională și că nu orice ființă poate avea acces la ea. De altfel, studii ulterioare au demonstrat că aceasta este o fază foarte avansată în procesul desprinderii de planul fizic și de aceea oamenii se întorc adesea înainte de a o trăi. Există și experiențe infernale? Nici Ring, nici Moody nu au vorbit niciodată despre experiențele infernale ce le-au fost relatate. Cardiologul Rawlings a cules însă și mărturii în acest sens. Pentru unii, tunelul s-ar sfârși într-un teren tenebros și incert, unde colcăie personaje grotești, țesute în umbră și adunate pe malul unui lac de foc. În ceea ce privește ipotezele posibile ale stării de agonie, descrierile relatate de Dr. Ring în urma cercetărilor sale sunt printre cele mai frumoase pagini scrise vreodată referitoare la moarte și la această prelungire semi- sau supraconștientă a sa. O simplă halucinație? Dr. Susan Blackmore de la Universitatea din Bristol, una dintre cele mai aprige contestatare a ideilor și experimentelor pe care le-am prezentat, consideră experiențele din preajma morții ca nefiind altceva decât rezultatul unei activități a creierului. În anumite circumstanțe legate de apropierea morții, creierul ar fi supus unor halucinații, generând aceste senzații post-mortem. Moise și Clety au avansat ideea că bilanțul panoramic al vieții ar putea să se datoreze descărcărilor neuronice de natură epileptică în lobul temporal. Lucrarea lui Blackmore, pe care ea a numit-o Cartea Sufletului care moare, nu este totuși lipsită de interes. Când moartea este iminentă, afirmă ea, creierul nu mai are oxigen și suferă de anoxie, stare susceptibilă să declanșeze o dezinhibare, provocând descărcarea rapidă și dezordonată a neuronilor. Aceasta ne duce cu gândul la efectele mescalinei sau ale LSD-ului. Faptul că există mai mulți neuroni centrali în procesul viziunii ar induce iluzia că există un tunel iluminat în mijlocul său. Endorfinele, substanțe naturale cu efecte identice cu ale morfinei, care sunt produse de creier, ar reduce durerea și ar induce o stare de euforie foarte eficientă împotriva stresului, având efecte secundare aceste viziuni și lumini strălucitoare. Opinia doctorului Ring este însă alta. El afirmă că interpretările psihologice și fiziologice sunt inadecvate și inadmisibile și aduce numeroase argumente împotriva lor. Totuși, el nu respinge ideea că lipsa de oxigen a creierului ar putea provoca o stare modificată de conștiință care, la rândul său, ar activa matrici inconștiente, compunând astfel elementele unei experiențe din preajma morții. De aici rezultă ideea unui program integrat care s-ar pune în mișcare în momentul morții aparente. Cum s-ar explica în această situație faptul că în timpul experienței aparatele medicale conectate la bolnav arată totuși activitate cerebrală nulă? Procesul experiențelor din preajma morții ar putea fi decodarea unei astfel de holograme încrustate în mintea noastră încă de la naștere sau dinainte și care s-ar declanșa în apropierea morții. În plus, conform principiului holografiei, programul integrat ar proveni de la un spațiu fără timp, unde totul este cuprins și oglindit în fiecare parte. Este una din caracteristicile interferenței undelor laser, care stau la baza creierii luminii holografice, descoperită de Dennis Gabor în 1948. După moarte rămânem noi înșine, însă simțim mai clar că facem parte dintr-un tot, din Dumnezeu,
dintr-un dincolo pe care creierul nostru nu-l poate concepe acum și în care timpul se deformează treptat până într-un punct în care dispare. Dragii mei, cam atât despre subiectul de astăzi. Vă mulțumesc că sunteți alături de mine și nu uitați să vă abonați la canal. Până data viitoare, vă doresc toate cele bune!